Eviscerarea, partea a doua. Prima dată, înainte să ne apucăm să eviscerăm intestinele din cavitatea abdominală, căjorim cazanul de firele de păr existente pe piele. Bineînțeles, dacă nu putem la flacăra de aragaz, cu o spirtieră sau punem o pată îmbibată cu spirt într-un vas și la flacăra respectivă căjorim fazanul. După această manevră, fazanul se spală sub jet de apă. Și începem să tranșăm pe bucăți. Întâi îndepărtăm ghearele fazanului ca încheietură. Se taie și se îndepărtează. Îndepărtăm oșcioarele mai micuțe de la aripă. Facem o mică tăietură la baza sternului, pe unde vom scoate gușa. Trebuie să băgăm degetele sub trahee și sub gușă să nu se rupă. Se sucește pe un deget și se trage cu putere. Se desprinde. Am îndepărtat gușa. Acum trecem la îndepărtarea intestinelor din cavitatea abdominală a fazanului. Tăiem la baza pulpei. Și la capătul sternului facem o tăietură. Scoatem cu grijă intestinele să nu se spargă. Și facem o secțiune să îndepărtăm anusul. Despindem cu grijă stomacul, sau zis și rânză. Dacă putem, luăm și ficatul, dacă se mai poate salva, dacă nu, îl aruncăm. Protuberanțele, cele două protuberanțe ale rânzei, facem câte o tăietură în V și se aruncă. Crestăm într-o parte, deschidem, se curăță. Spălăm și îndepărtăm pielea groasă. De pe rânză. Trecem mai departe să scoatem plămânul. Și inima, ce a rămas în fazan.
întotdeauna ta inima în două ca să scot eventual cheagurile de sânge rămase. Am scos plămânul. După această fază, faza nu se spală pe interior de cheagurile de sânge. Îndepărtăm partea de la fundul fazanului, îl decapităm și ne asigurăm că am înlăturat toată traheea, care eventual poate să rămână în momentul când scoatem gușa. Spălat fazanul și acum, fiind astfel pregătit, îl punem să stea o oră, două în apă rece, să se mai tragă sângele din el.